Dacă ne concentrăm tot timpul pe cât mai avem, lucrul ăsta s-ar putea să ducă întâi să fie speranță și după aceea să trecem în disperare. Adică să fie așa ceva de genul totul sau nimic, alb sau negru. E cu dus întors. Nu trebuie să ne pierdem speranța, dar dacă așteptăm, hai că poate într-o lună o să scăpăm naibii, când vine luna și încă n-am scăpat, s-ar putea ca toată speranța să ni se năruie și năruirea speranței duce la depresie. Și atunci trebuie să avem înțelepciunea asta, să ne economisim resursele emoționale, să ne menajăm speranța sau să o investim așa cum trebuie. Delicat. Nu e ușor. O să vă spun cum încerc să fac eu. Eu încerc să mă focusez, ce ciudat sună, încerc să mă concentrez pe călătoriile mici. Încerc să descoper lucrurile interesante care sunt la doi pași, dacă nu pot să fac călătorii acum în jurul lumii. În cabinetul meu țin o chitară, nu e a mea, e a unui coleg psiholog pe care îl salut cu această ocazie, dar o chinuim amândoi. În rarele minute de pauză pe care le mai avem. Dacă nu putem acum să ne întindem să facem lucruri de amploare, trebuie să începem cu lucrurile cele mai mici pe care le avem la îndemână. Și slavă Domnului, avem la îndemână foarte multe lucruri mici. Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.